Scumpirea carburanților a fost o acțiune concertată și un abuz din partea companiilor petroliere. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate care a avut loc vineri. Șeful statului spune că va solicita ca prețurile pentru carburanți să fie din nou plafonate. Modul în care sunt operate aceste creșteri conduce la concluzia că aceste acțiuni sunt concertate. Soluția imediată aplicată trebuie să fie aplicată de Consiliul Concurenței. În lege există posibilitatea ca Consiliul Concurenței să intervină imediat, inclusiv prin înghețarea prețurilor, atunci când este evidentă acțiunea concertată. Și președintele Consiliului Concurenței a declarat vineri că investighează dacă scumpirea carburanților a fost o înțelegere de cartel. În cadrul Consiliului Concurență este în derulare o investigație care cred eu că într-un timp mediu va fi finalizată și atunci vom veni cu precizări și cu concretizări la problemă. Investigația este pe două cam, deci pe abuz de poziție dominantă și pe cartel. Și dacă se vor adevere, atunci vom veni cu deciziile respective. Între timp, experții economici afirmă că prețul carburanților a crescut din cauza majorării accizelor și a prețului la petrol pe piețele europene, dar și pe motiv că leul s-a devalorizat. Cel mai mare pierdere avem noi atunci când prețurile pe piețele internaționale scad, dar Moldova nu scad suficient. Adică companiile petroliere, când prețul cresc, ei se grăbesc să majoreze prețul, dar când el scad, n-au scad cât trebuie. Deci, în prezent, noi avem această majorare de prețuri, practic are un fundament economic. În ultimele două luni, carburanții s-au scumpit de mai multe ori cu peste 2 lei per litru. Anterior, în cadrul audierilor de la Parlament, reprezentanții companiilor petroliere au declarat că au fost nevoiți să modifice prețurile din cauza majorărilor la bursele internaționale, scumpirii dolarului și creșterea accizelor la carburanți cu până la 9%.